Hai, gata, vorbim acum. Vreau să vă și vorbim. Da, deci Daria n-a mai văzut. Era cu lacrimi în ochi. Da, Daria, te rog, te rog să-i spui domnului profesor să nu mai meargă în stradă, pentru că aia sunt niște huligani. Aia nu am ce treabă cu educația. Aia nu înțeleg ce vrea să zică domnul profesor. Sigur că da. Acum să vă spun un lucru, că eu sunt unul dintre aceia care m-am bătut din răzputeri și am să vă dau niște exemple apropo de ce mi s-a întâmplat de-a lungul timpului. Voi ați văzut o secvență de aseară. Mi se pare că este imposibil ca unui om să se întâmple așa. Da. E bine, aflați-mă acum. Deci la școala, la PTTR, unde am fost profesor din 2001, parcă sau așa, am fost atât de înverșunat împotriva celor care au această practică cu mizeria care se întâmplă cu bani dați pentru ca să trăiască cât lasa, încât mi-am înstărnit pe toți în cap. Ca să vă dau un exemplu. La un moment dat, practica unui profesor, și spun și eu cine este, un profesor de geografie, Sârbu se numește profesor, auzisem că nu ai nicio șansă să treci la el, decât dacă dai bănuțul ca să treci clasă. Eu nu puteam să cred. Și când am ajuns acolo, da, când am ajuns acolo, am încercat să-i spun, era la un banchet și am spus, băi, totuși, nu trebuie să avem practica asta atât de mizerabilă. Adică copilul, chiar dacă învață, nu-l promovezi decât dacă cotizează la tine, nu se poate. Eu, profesor, știți ce, am și eu copii, am familie, am nu știu ce. Și ce să vă spun? Băi, tati, să nu cumva într-una din zile să pleci din școala asta. O să pleci dumneata înainte. Deci el a spus foarte clar că așa ceva e practica lor și că nu poți să te atingi de ea. E bine, în momentul în care lucrurile s-au întețit într-atâta și când am aflat că un elev din clasă mai mare, atenție, deci el avea geografie o singură oră pe săptămână și avea multe clase. Și atunci un elev din clasa mai mare era folosit ca să adune banii, să ducea cu sacoșa, să adune banii cu plicuri de la cei pe care îi dădea pe listă. La clasa a noua, sunt corjenți ăștia. Așa este, sunt copiii corjenți și pentru că îi trebuie un 7. Pentru 7 trebuie să dea 1.000.000. Pentru 8 trebuie să dea 1.500.000. Și atunci colegul din clasă de anul mai mare, și povestesc că acum este infernal, nu poți să crezi. Ăla de un an mai mare, folosit de profesor, mergea prin clasă cu lista și aduna banii la sfârșitul trimestrului de la copiii care erau în stare de corjență. Mi-a povestit toată chestiunea asta elevul care aduna. Și domnul profesor, am fost folosit de profesorul acesta. Așa s-a întâmplat. Și la un moment dat, am ajuns la un coleg de-al meu, chiar cunoștință cu unul, prieten era, era un an mai mic și știam că are o situație materială imposibilă. Și i-am zis, băi, n-am ce să-ți fac. Trebuie să dai bani. Îi trebuia, nu știu, 1.500.000 cât avea pentru nota respectivă. Și atunci zice, de unde să-ți dau, mă, tu știi că acasă la mine, mama, părinții sunt șomeri amândoi, nu avem nici de pâine de foarte multe ori. Păi zice, dar nici eu n-am ce să-ți fac. Și atunci au ajuns, s-a uitat pe geam și au văzut cum vecinul său își luase cauciucuri. Și s-a dus și a furat un cauciuc noaptea, au spart mașina. Au spart mașina și a luat un cauciuc și i-a dus profesorului. Un cauciuc furat. Ei, deci te cutremuri. Eu când am auzit așa ceva, n-am putut să tac. M-am dus și am spus, măi, nesimțiților. Iată ce practică era. Directorul i-a spus, iată mă, asta e practica pe care tu o gestionezi, stai deasupra. Am spus, domnul profesor, să vedem, nu știu ce, nu știu cum, dar printre dinți mi-a spus, te terminăm. Te terminăm pentru că te-ai băgat într-o zonă, dar asta facem noi, asta e problema. Așa. Și așa au făcut. Dacă vreți ce mi s-a întâmplat să povestesc în câteva secvențe, de incredibil. Deci s-a lucrat metodic din 2004 până în 2008, 4 ani de zile, perfecționându-și
metodele, da, încât am ajuns la secvența în care ele m-au lovit. Instigați de ei. Deci m-au lovit. Ce să spun? Ceva îngrozitor. Ba mai mult, au instigat clasele, s-a ieșit toată școala în curte, s-a făcut un protest. Nu te vrem, nu te vrem, la geamuri, s-a scandat. Nu te vrem, nu te vrem, profesore. Eu eram printre, s-a mizat pe varianta unui șoc, pic jos din picioare. Da? Deci trebuie să se întâmple ceva, nu? Cât ori fi eu de robust, psihic, nu se poate la asta secvență. Cu plancarte, cu nu știu ce, cu tu era ce mai infernal. Și n-ați știut nimic în tot acest timp? N-ați simțit că asta vi se pregătește? Nu știam chiar așa se pregătește, cu școala scoasă în stradă. N-a transpirat nimic. Asta zic. Nici copiii care vă iubeau? Nici copiii ce n-aveau, că erau înghițiți de masa. Înțelegi o chestie. La fiecare clasă sunt 2-3 copii care sunt buni și ar dori să facă treabă. Și lor s-au promis, pe toți vă trecem, bacalaureat, tot, dacă sunteți în stare să-ți dați cursul deoparte. S-a intrat în grevă, 2 luni zile o clasă nu mai intra la ore, mergeam și făceam prin curte orele, mă duceam după ei când aveam orele de matematică, să-mi de vorb cu ei, așa, filmam. Nu, că trebuia să trec prin baia asta. Deci era, eu simțeam că Dumnezeu este lăluită chestia asta, așa cum lui Domnul nostru Iisus Hristos s-a întâmplat răstignirea, trebuia să se întâmple și treaba asta. M-a ajuns în secvența în care un profesor m-a strâns de gât fizic. Deci un coleg de-al meu, cu director amândoi, unul pusit asupra mea, fiindcă eu filmam și filmatul era proba mea. Ei, în momentul în care mă aflam pe hol, o clasă tot așa intrase în grevă, de o săptămână mi-a făcea, vrea să face la ori la mine și eu mă duceam. Ei, copii, hai să stăm de vorbă cu camera. În fața camerei lucrurile sunt complicate. Da? Da. Și copiii mai încercau să spună, domn profesor, nu înțelegem la dumneavoastră. Păi, dar hai să vedem, de ce nu înțelegeți? Cum să nu se înțeleg? Mă explic bine? Care-i povestea? Ei se fereau, se dădeau deoparte, că, așa, și stădeau tot timpul cu telefoanele la urechi, continuu să stea în priză și la un moment dat i-a spus, băi, fugiți! Fugiți și veniți în clasă! Pentru că era în fața școlii. Clasele nu mai făceau ore. Se uitau pe geam. Se uitau pe geam și perturbau procesul de învățământ. Deci toată școala știa exact. A fost o perioadă de 4-5 luni de zile de nu vă închipuiți câtă teroare am putut suporta. Ei, și în momentul în care m-am dus cu filmatul pe hol, copiii au fugit într-o clasă, i-au adăpostit repede și atunci directorul cu colegul meu mai tânăr, de-o seamă cu fiul meu, s-a năpustit asupra mea să-mi ia camera. Camera era proba cea mai... Da, și ce zis, în școală n-am văzut da. Să filmați. Nu, de ce filmezi în școală, că nu știu ce, nu știu cum. Așa și s-a repezit asupra mea, că aveam filmul cu copii. Ce ori mi-a fi spus copiii, erau nebuniți. În filmul acesta, ce-o fi spus copiii? Și atunci s-a repezit așa amândoi, s-a uitat în stânga și dreapta, era în timpul orilor, nu era nimeni pe rol, și ca să-mi ia camera m-a strâns de gât, fizic, nu vorbesc altfel. Deci eu pus mâine în gâtul meu și ca să dau drumul la cameră. Eu am țipat cât am putut, așa, mă rog, în starea aceea, au ieșit toate clasele. Țipătul acela al meu disperat, clasele au ieșit repede pe rol, cu profesor, cu director, cu tot. Și au fost nevoie să vă dea drumul. Și mi-a dat drumul, da. Și dacă mi-a dat drumul, a apărut un moment, că văzusele copiii secvența. Și director, ce să fac atunci? Ce să fac? Era nebunit, că mă fusese surprins asupra mea. Eu eram grămadă acolo, cum încercam să mă ridic, din mâna lui căzut, nu a lui, alt, colegului pe tânăr, trebuie să spun asta. Și zici, încercați să ne lovească. Ei, pentru copii și pentru ceilalți. Încercați să ne lovească. Acum, uitați acum încercăm să-l potolim. Deci, o întors să invers. Iar în clipa în care... Retresc momentul să vă răseam. Este ceva care nu vă pot... În clipa în care... Nu. La două zile, m-am găsit cu soția, când noi lucram amândoi acolo, ce s-a întâmplat în el, i-am arătat cum încă urmele lor erau pe gâtul meu. Deci urmele celor care mă stresez erau pe gâtul meu. Era roșu. Cum dar cum, doamna nu era la ore în ziua aia? Era la ore. În pauză. Deci n-a știut de tot incidentul ăsta. Da. Era într-un alt corp,
eram mai departe, în sfârșit. Și am... la două zile s-a făcut un consiliu profesoral. Repede, s-a gândit, băi, ce-i de făcut cu asta? Îl scoatem nebun. Și tot consiliul profesoral s-a întâlnit și a spus că sunt nebun. Eu sunt cel care am sărit asupra lor. Au fost colegi martori care au spus, da, l-am văzut pe el cum a sărit asupra lor, asupra lui. Două ore a fost un infern acolo. Și finalul, decizia a fost că să-mi recomande să merg să fac control psihic, că nu sunt sănătos. M-am retras, m-am dus, am stat, am fost la medic și am spus, domnule, uitați-vă la mine. Uitați-vă, pe la București, pe România, am fost la psihiatrie, la... Uitați-vă la mine, spuneți dacă am ceva, că eu nu-mi dau seama. Nici vorbă, cum să fie așa ceva, domnul ăsta, dar sunteți un om normal, firesc, că am purtat discuția acolo, nu știu. Asta vreau să vă spun că prin ce am trecut, e nimica o reacție de asta pentru mine. Pentru copiii mei, pentru o dată merg la un meeting, la o chestie de genul ăsta. Da. Și s-au speriat mie, una cel puțin a zis, mama, dacă ar fi dat în domnul profesor, ce-i fi făcut? Zic, m-aș fi dus, dacă era polițială, tot zic, și aș fi, că erau niște... Da. Ați văzut despre ce era acolo. Da, deci, ce se întâmplă? Este un lucru pe care nu-l poți gestiona în situații de acestea, când sunt, erau și bieți, erau și drogați, erau felul lor, la nivelul lor, așa se aflau acolo. Da. Și a apărut unul, îl cunosc pe acesta. Când a venit acolo în mine, de eram așa, îl cunosc pe acesta, este un impostor. Dar exact ca la Iisus când a apărut. Așa vă zic? Da, e un impostor. Acesta e un profesor la PTT, am fost și eu într-o perioadă acolo cu elev, este un nimeni. Ei, da. Dați-l jos. Dar era din grupul lor acolo. Se organiza. Se organizase chestia asta, băi, cum să-l dăm de o parte de aici? Pentru că începuse lumea să aibă cu mine legătură. Da. Practic, simțeau că totuși a venit ceva de o altă calitate. Nu... Exact. Că așa, și ușor, vă zic, băi, trebuie să scăpăm. Dar, după părerea mea, grupul ăsta era pentru a strica meeting-ul. Exact. Da? Deci ei erau... Până ați venit dumneavoastră, că noi am ajuns acolo un pic mai devreme, deci ei deja se băteau unul cu altul, era în contradicție, unul zicea una, deci ce făceau acolo, noi ne-am speriat. Am înțeles. Și când ați venit deja, v-a și dus sus, zic, Doamne, eram speriați cu toții, nu știam ce cum o să lucruri. Da. Eu, încă o dată spun, sunt suficient de maturizat în luptă. Adică, dacă am ajuns să se stea cu clasa pe stradă, în ghilimele, pe curtea școlii, două luni de zile și să nu intri la ore, a fost de aici de acolo. Au fost manipulați, dar și mai este acest director? Este, sigur că da. A fost imediat pus inspector general, adjunct, ca o măsură. Că tot era comandă la minister. Eu nu mă băteam punctual cu ei. Totul era totul era dirijat, pentru că eu cu videomanualul acesta îi dădusem peste cap complet. O pusesem problema de mai multe vreme la minister, pusesem la director general de la minister și i-am spus că eu vreau să fac asta, dar trebuie să aveți un grup, nu știu ce, nu știu cum. E gândul că se va generaliza și ideea asta va prinde și videomanualul se va așeza, îi speria complet, pentru că nu își pot permite să apară într-un film câtă vreme n-ai nimic de spus. Înțelegi? Adică nu riscă. Profesorii sunt cei speriați. Și sistemul este construit așa, fără transparență. Tu, mama, tu, părinte, nu trebuie să știi ce se întâmplă cu copilul tău. Deci tu doar de ești cu mâinile puse la zid de incompetența care e și în școală, suficient de mare. Și atunci, ce ne facem? Acum au apărut foarte, foarte mulți tineri care sunt pe lângă învățământ, care n-au nicio treabă cu învățământul. 80%. Și voi toți aceștia acum, părinții, care aveți ghinion între ghilimele spus, să aveți copii acum care trebuie să facă o școală. Ați încercă pe cea particulară. Nu merge nici aceea. Totul este prăbuit. Ați văzut. Acum trebuie să-l recunoaștem. Am venit acolo să fac chestia asta. Nu s-a putut, dar nu s-a putut pentru simplu motiv
că era noutate absolută și ea, cea care, mă rog, are activitatea asta, se întreba, îmi fug odată toate. Eu cu cine le fac treaba pentru acele patru educatori? Pleacă dacă aud așa ceva. Și mă las în drum. Deci ea n-avea de ales. I-ar fi plăcut ideea ei ca persoană. Dar învățătoare nu sunt pregătite pentru așa ceva. Adică cum să vii să clarifici niște lucruri? Nu se poate. Totul trebuie ținut așa în amestec. Adică vreau să vă spun că ei se simt culpabili datorită nivelul în care se află. Mă înțelegi? Ei știu că nu sunt stare la momentul în control adevărat, nu sunt stare să spună, da, așa se face asta, așa se face. Nu. Și atunci încearcă și stau foarte ușor sub, cum să spun, le convine titularizarea, le convine toată prostia asta care e învățământ, pentru că ei nu au siguranța că ar putea face față într-o competiție. Și de aceea i-a speriat. Sistemul pe mine m-a dat deoparte, pentru că povestea transparenței și a competiției și a competenței în școala românească este o problemă care îi supără complet. Da? Și nu pot să gândească așa ceva. Pur și simplu, mintea lor se paralizează la o astfel de chestie. De aceea, în momentul în care am venit și am fost atât de revoltat, am fost unicul. Dar șansa mea a fost internetul, când am, după 2 ani de suferință imensă, nu vă explic, parlament, peste tot, de atâtea ori am fost în parlament și am stat de vorbă cu președintele Comisiei de Învățământ și așa mai departe. Altă dată spun asta. Dar acum sunt șanse. Am în minte o chestie care trebuie să spun. Se pare că Dumnezeu m-a pus în cap și mă voi duce pe culoarul ăsta înființării unui partid. Deci am în mintea mea acum chestia asta, de aseară începând, și sunt șanse să formăm un partid, pe partidul acesta, intitulându-l Partidul Profesioniștilor Profonline. Profesioniști, nu ne trebuie profesioniști, nu cei care dau din gură. Profesioniști ce înseamnă? Să știi să faci ceva concret. Adică, în condițiile în care ești un pur strungar, ești profesionist pe chestia aia și trebuie să văd ce ai tu în spate, ce performanță ai. Asta va fi una din condiții. Te ocupi de un business. Vinzi marfa aceea. Bun. Faptul că reziști pe piață și faci chestia asta, înseamnă că știi să faci ceva concret. Acolo știi să organizezi, știi să prezinți produsul și așa mai departe. Este o luptă și o formă de, să spunem, de profesionalism pe care ți-ai câștigat tu ca poziție. Așa mă gândesc. Și am... Gândesc că acum se pune problema că să zădăm jos parlamentarii și să... pe toți și să punem pe cineva tehnocrat. Să nu fie din... Da. Vedeți că se pune problema acum pe cine o să se aleagă. Claus Iohannis astăzi e în stradă deja cu cei de la București. Deci au venit... Da, pentru că cei ascultau vocea străzii au venit reprezentați dintre ei acolo. Da. La Cotroceni. El acum se duce în stradă. Se duce astăzi? Da. Asta e super. Asta se duce în stradă. Eu cred că weekendul ăsta va schimba multe. Trebuie cineva să ne asculte. Da. Am ajuns în țara taxelor și impozitelor. Nu mai putem, suntem biruiți. Da, uite, tu ai o chestie concretă. Biru. Da. Deci asta, eu muncesc pentru stat. Da. Dar nu mai pot supraviețui. Da, ați văzut că v-ați dus acolo și ați încercat și vreau să vă dea jos. Păi mama, nu-i grupul oamenilor celor care... Exact. Putem să ne întâlnim. Eu am vorbit cu o categorie care e destul de, să spunem, instruită. Clasa profesorilor. Iată ce sunt în stare să facă ei când întâlnesc un astfel de om. Deci, când tot grupul merge liniștit într-o singură direcție și tu e invers... Aia nu erau capabili, mama, de aseară, să asculte ce aveam noi de spus. Erau niște... Așa, de luat. Nu le păsa. Exact, ei acolo erau la distracție. N-ai văzut că îți dau șuturi în fund, Știi, Daria, astăzi sunt invențiile prin care trebuie să înțelegem așa. Așa nu, și așa ce facem noi, da. Exact. Adică muncim, ne instruim, pentru că mâine vrem să avem un cuvânt de spus în direcția aceea în care ne specializăm. Acum țara e prăbușită, pentru că să ai profesori instruiți, din cine să iai? Cine se instruiască pe ei? Totul de la zero trebuie. Deci trebuie resetat totul. De la zero, exact. Iată că ce fac eu acum.
E o șansă și pentru tinerii profesori și pentru cei toți care vor pe matematică. Dar eu sunt convins că poate să apară și unul pe română și urmă așa mai departe. Și atunci ei la rândul lor au o șansă. Dacă creezi un cadru de competiție și în care el să fie nevoit să instruiască. De ce să fie nevoit să instruiască? Pentru că îl poți, am foarte bine pus chestia asta la punct, adică săptămânal sau din două săptămâni să treacă cu clasa printr-un să spunem o săriță în care să fie aparate de filmat tot și să facă film, să avem filmuleții. Câtă vreme vei trece pe acolo, el va fi descoperit. Da? Este de fapt și pentru el un mesaj. Măi frate, nu se știe când trebuie să treci cu clasa pe acolo, la geografie, la istorie, la nu știu ce, la nu știu ce, și va trebui să facă el așa fel. Când se apucă să facă lecția, să stea acasă două ore, să gândească, băi, cum să fac ca să-i fac pe ăștia să înțeleagă. Că toată povestea este asta, să-i fac să înțeleagă. Deci, acum se produce actul didactic din întâlnirea doi oameni dezinteresați. El e nu știe pentru ce să învețe, da? Părinte, nu vrea să înveți? Sigur că da. Nu știe și nu vrea să învețe, că nu, el nu are nicio motivație. El nu știe. Pentru că lucrurile sunt prezentate prost. Astăzi am făcut cu fetițele astea, de teorema împărțirii cu rest. Și este manualul în care este prezentată partea teoretică. Partea teoretică este atât de neprofesionist făcută, abstract și nu știu ce le spune și definiții și teorii, am văzut și noi, toate manualele printate suferă de aceeași chestie. Să nu se înțeleagă nimic și dă-i cu probleme chestia. Lovește-l cu probleme și rezolve. N-am nicio șansă să facă așa ceva. Vreau să vă arăt. Da. Eu astăzi dimineața am pus pe Facebook o chestie. Aici, asta. Am 12 like-uri doar. Da. Nu contează. Da. Așa. La lecția copiilor noștri de a 7-a, da. Am scris astăzi, elevii vor să învețe cu copiii, elevii vor să înțeleagă matematica, propunul meu, nu am izgonit din sistem, ne bate gratuit copiii, vreți să fiți cu adevărat bun la matematică, dar asta pe Google, proful online. Da. Am 12 like-uri. Ușor. Mai pune și prietena ta și prietena exact, cealaltă. Exact, adică a dat și Miruna, a dat mama Luadu și... Am înțeles. Dar ei la rândul lor pot la rândul lor mai dau și tot așa. Adică și se duce. Ușor. Da, exact, se răspundește. Da. Facebook-ul acum e foarte bun. Da. Acest partid la care mă gândesc va fi făcut pe internet. Să ne înțelegem. Nu varianta care au ei pe internet, pentru că dacă noi vom fi cu o platformă corectă și suntem acum ideea asta, atunci oamenii aceștia care vor schimbarea și vor să le fie mai bine, vor să fie instruiți, vor să știe. Ei, iată tu, exemplu, mămică care vii de aproape un an de zile acuș, zi de zi, într-un efort extraordinar, acela de a-ți ajuta copiii, pentru că ai simțit un lucru. Da. Că la școală nimic nu se poate întâmpla. Bine. Așa este. Eu vreau copiii mei să știe. Asta este. Pentru asta te zbați, asta e dorința ta, ca ei mâine să nu fie bajocoriți de sistemul care va fi atunci când nu-s competenți. Pentru că în orice activitate întreb, ce știi să faci? Nu plecăm de aici. Ce știi să faci? Păi vreau să mă gândesc, am o hârtie. Nu mă interesează, zice patronul, nu mă interesează hârtie, nu mă interesează ce știi să faci. Pun la o probă. Dacă e o chestie de asta, dai un interviu. Concret, ce știi să faci? Atunci, el te măsoară și vede dacă are loc pentru tine. Corect. Nu are loc pentru tine, la revedere. Asta e. Rămâi pe stradă. Deci de aceea, școala trebuie să o așezăm repede la bază. Neapărat. Și avem șansa că este un președinte care e profesor la exact. O bază. Exact. Acum locul e prim-ministru interimar tot și el din sistem. Da, din sistem și ușor se vor așeza. Până când va apare echipa aceea, discutam cu ceva și am spus așa. Eu, dacă aș fi numite, fac o exercițiu de imaginație. Mă numește mâine Iohannis, mă numește prim-ministru. Știi ce fac? Fac un guvern de prim-ministri. Atenție, scot portofoliile. Bunare, la învățământ. Anunț. Pentru învățământ, 5-6 persoane care se gândesc că au ceva de spus și vin cu un proiect pentru învățământ, se pot înscrie de orice partid, fără partid, n-are importanță. Dar persoane care spun, în spate am realizat ceva, am o concepție despre învățământ. Și atunci, televizat, fii atent ce fac, televizat,
cei patru sau cinci se așează la masă și pe rând își susțin fiecare platformă. Pe rând. Adică își susțin ce au de gând să facă. Da? Dar la vedere. Iar ceilalți îl notează. Da? Și notele în plic. Excelent. Da. Pe rând ajunge fiecare, ceilalți îl notează, el și el la rândul lui face parte din comisia respectivă. Nu se pune problema să dai un examen cu cine să dai un examen. Corect. Aici e problemă de concepție, de proiect, de ansamblu. Și atunci, cel cu nota cea mai mare, care este după deschiderea plicurilor, va fi prim-ministrul al învățământului. Da? Și toată echipa aceea care au participat, cu toții se vor armoniza, vor fi miniștri, secretari de stat și tot, și vor curăța sistemul și vor așeza pe o altă bază. Da? O să te rog pe tine să vezi, am un film acolo de la Societatea Albinilor, Societatea Omenească, prin matematică. Este un film acolo pe primă, la profesorul Aia Greduce. Și am povestit de tot ce înseamnă chestia asta, ca mod de concepere. De 2010 este pus acolo. Am pus și proiectul de salarizare a bugetarilor, gândit perfect pe performanță de la locul de muncă și așa mai. În concluzie, cel care e așa, stau și se așează, și creează cu toții, au un punct de vedere comun și eu, cel care sunt primul ministru al guvernului, nu fac decât să observ cum fiecare și doar îi armonizez. Ca atunci când ai un motor cu mai multe pistoane. Mm-hmm. Să le sincronizez ca să meargă bine, să dureze bine. Dar n-am treabă. Pe sectorul ăla nu mai am nicio treabă. Știu că ăla știe ce... Ăia, grupul acela de oameni știu ce au de făcut. Corect. Da? Doamne, la fel și la finanțe. Ce bătaie asta de joc? Cu codul fiscal, cu toate prostiile astea care sunt sufocante, cu taxe și impozite, ca să poată să-și pună ei în buzunar. Totul transparent. Dacă se înțelege ce înseamnă transparența, de la lecția asta care o fac eu acum, începând în sensul ăsta, peste tot, fiecare profesor trebuie să frământe cum face el ca să se facă cunoscut, e problema lui. Trebuie să stea, să gândească, să vadă, să ia modele, caută pe internet, îl vede pe profesor, vede pe altcineva, ăla cum de-a reușit. Da? Deci, eu stau în spate pe ce? Pe niște rezultate. Nu? Când spun de copiii mei la Microsoft, când spun ceea ce am reușit să fac, dar e vorba de vârf. Da, asta nu poate să șteargă nimeni, domnule. Sigur că da, sunt rezultate care vor rămâne veșnici. Cum filmele astea, știi la câte filme am ajuns cu apicultură cu tot? 2200 și nu știu câte filme. 2200. Ceva sunt mai pe matematică. Sunt 650, 670. Mai mult, 70. Da. Așa, da. La matematică. La apicultură sunt iar foarte multe videoclipuri, foarte multe, dar în lungul timpului, când au fost bătălia, am făcut-o peste tot. Deci, în dreptul meu aici, sunt 2000 și ceva. La matematică, punem numai 1000, o oră și jumătate, dar au fost la început de 3 ore, fiind de 3 ore când urcam pe fața grajdului acela. Deci, o medie de 2 ore până atunci. 2 ore, 6, 12, 1200 și 1300 de filme. Și nu stăm aici pe loc. Noi continuăm și cu ora asta. Deci, dragilor, revolta asta care o am în mine, cum să spun, mă ține în viață și îmi dă puterea să spun ca să simt momentul. Nu, tot efortul ăla a făcut. Bunul Dumnezeu s-a uitat cu drag la mine și m-a susținut. Ești de puteți, domn profesor. N-am picat din picioare. Da. N-am picat din picioare. Nu știu de data. Da? De acolo. La Dumnezeu. Da, să înțelegem că nu poți. Un om obișnuit, așa nu stă în picioare la bătălia asta. Ei bine, așa s-a întâmplat. Doamne ajută să reușim. Este momentul cel mai important al vieții. Pentru nepoții mei, nepoțelele mele, pentru fetele tale, pentru toată, pentru toți copiii cei pe care nu-i cunosc. Acum, dacă reușesc să ajung un mesajul ăsta, domnule președinte, e mare, mare urgență, spune că există prof online. De la pupitrul acela, de la înălțimea funcției pe care o are, nu atât să spun că există prof online. Acest lucru înseamnă o șansă imensă pentru copiii care pot accede. Că sunt atâția care nu știu. Exact. Da? Da. Deci, ăsta este motivul pentru care îl rog, cum strada îl roagă, îl rog insistent și îi spun
Doar atât să spună. Există proful online. Și ca profesor de fizică înțelege ce lucru minunat se întâmplă, că matematica este instrument de lucru pe toate disciplinele. Deci, asta îl rog tare mult. Și are șansa asta. Este imensă șansă. Ca să ofere poporului român o șansă de a ieși din groapa asta care ne-am dus cu toți. Tot la treabă, revedere. Deci fracții. Așa, să vorbesc de fracții. Să învățăm pe Daria fracții. Așa, pe Daria și pe toți prietenii noștri. Și toți prietenii noștri, sigur că da. Asta vom face. Să nu se mai sperie de fracții. Nu sperie. Clasa a 4. Daria, să vezi ce s-a întâmplat. Oamenii, spuneam și altă dată, oamenii la început au gândit numai la numere naturale. Dar de ce numai la numere naturale? Pentru că nivelul lor de informare, de cunoștință, era destul de slăbuț. Și cum spuneam, comparau stâna, da? Cele două stâni, eu am mai multe decât tine și atunci au făcut grupii de câte 10, da? Și în felul ăsta și-au dat ei seama cam care ar avea mai multe, o număra grupile acelea, o zis hai să asociem la pentru nimic un simbol de ăsta, pe zero, hai să asociem pe urmă pentru un singur obiect de o anumită categorie, un simbol care să zicem e 1, apoi simbolul ăsta pentru 2, 3, așa mai departe, pentru că astea sunt resturi împărțiri la 10. Când împărțim o mulțime la 10, nu găsim alte resturi decât 0, adică sunt împărțirea sub fructe exact. 1, poate să fie restul, 2, 3, și mai departe. Totdeauna restul mai mic decât împărțitorul. Da? Deci împărțim la grupi de câte 10, resturile care au rămas, da, au apărut, sunt 0, 1, 2, 3, până la 9. Și acestea sunt simbolurile pe care le-am folosit pentru construcția altor numere. 2, 1, 1 și 1, 0, asociate, pus în lângă alta, 10, 2 și 1, 0, 20 și mai departe. Deci, limpede, foarte limpede, așa s-a întâmplat. Dar pe parcurs și-au dat seama că nu ne descurcăm în mulțimea asta a numerelor naturale. Nu? Mulțimea numerelor naturale fiind de unde începând. 0, 1, 2 și mai departe, puncte, mergem până la infinit. Am construit numere mai mari, la 4-5 ani, acum copiii, spunându-mi el, am fost puternic impresionat de ce am auzit în state. Faptul că indienii au descoperit că este mare, mare nevoie ca de timpuriu copiii să intre la treabă, sub formă de joacă, cum pot, de la 3 ani de zi se începe pomparea în copii. Când ajung la 5 ani, fac socoteli, calculează, fac nu știu ce. De ce? Pentru că indienii, iată, au ajuns acum, am înțeles, punând școala la baza întregii societăți, educația, au înțeles, au făcut parcurile și astea industriale în care educația este numărul 1, deci investiția este prioritară în educație și atunci de aceea copiii de la copii ăstora care sunt la Microsoft sunt foarte tare îndesați cu matematica, să zic, de acolo. Pentru că s-a înțeles de ce. Pe suportul ăsta matematic poți să construiești orice. Iar informaticianul de mâine, știu foarte bine cei care se ocupă de asta, nu poate să se așeze decât pe o matematică sănătoasă, puternică. Și cum este o competiție imensă. E o viteză, vorba lui Cristian meu, dimineața informația apărut până seara este perimat. Asta e viteza, tată. Nici nu-ți dai seama, dacă nu ești continuu, citești continuu, zici, nu știi că a apărut. Atât, așa de mare. La fel cu Aura și cu Adi discutam. Zice, tata, noi avem echipele astea care le avem în spate, îi conduce pe ăștia, tineri din vin atât de puternic din spate, încât ne sufocă. De acum, noi avem ideea generală de construcție a unui proiect, de așa, dar ei sunt atât, dacă s-ar putea, dorm acolo. Deci atâta e. Dacă li se spune, și la Google am înțeles că au practica asta, li se crează toate condițiile și mâncare acolo, stau, dorm pe saltea pe ce au acolo și se scoală și noapte și lucrează când i-a venit o idee. Deci asta e ritmul. Sunt plătiți. Dar ei nu mai au viață de familie, nu mai au nimic. Cum ajungem așa?
era, societatea se împinge în față de către oameni care fac sacrificii. Adevărat, dar... Deci, oameni care fac sacrificii. Ei se duc acolo, dar biologic undeva trebuie să se oprească, nu? Exact. Și trebuie să apare urgent, aici e filozofia, trebuie să apare urgent cel care se preia ștafeta. Exact. Și ei trebuie să preia ștafeta. Ei, dar forma de instruire care de o practicăm asta, de timpul eu. Da? Nu, forma de instruire nu mai corespunde asta care o avem până acum. Asta cu să spunem, cu profesorul care explică nu știu ce. Vindea, videomanualul va rezolva problema asta. Deci eu am avut șansa să surprind asta mai devreme, de 25 de ani de când mă bat cu ea, cu ideea asta. E bine, asta va rezolva problema, pentru că el acasă, având videomanualul, va face instruirea singură. Da? Și funcție de potențialul lui interior, se duce foarte repede. Sunt foarte, foarte, foarte repede. În America nu sunt barierele astea cu clasele. Te-ai dus, ești numai de 7 ani și dacă ai putut să fii de 15 să faci dovadă că ai parcurs tot drumul, acolo te bagi. Deci nu mai este. Numai în America, mai multe. Deci asta vreau să spun. Totul se întâmplă datorită faptului că trebuie gândit sistemul flexibil, iar el să se poate dezvolta de cum sufletul lui vrea. Vor performanță, vor să fie primii care să preia ștafeta. Că așa se va întâmpla, trebuie să prea știe. Aceia sunt dedicați. Aceia creează, ne creează. Băi, da, știu că o perioadă trag... Da, e problema pe care și-o organizează ei. Da. Unii nu sunt frământați să aibă familie, exact, alții exact, sunt exact, chestia asta profesională exact. Să-ți ducă foarte sus. Și aceia, acolo trebuie să ai cadrul organizat. Ca ei să producă continuu, ei să nu aibă altă grijă decât să producă. Creativitatea trebuie maxim... să spunem, maximizată. Da? Da. E bine, mă întorc. Deci, am vorbit de cifre. Și-au dat seama când se vorbească de o jumătate de măr. Cum se reprezintă o jumătate? Când noi nu avem decât cifrele astea. Cum se reprezint eu că asta eu cred întreagă, o pot reprezenta da, pe unul, da? Dar ca să fie jumătate, cum se reprezintă jumătatea aceea? Da? Cum să o reprezint? Ce să fac? Trebuie să am o formă de reprezentare. Și a lui 1 pe 2. Numai atâta. Asta nu-i cred întreagă. E jumătate. Și ce am făcut eu? Am dat-o în două. Ea a fost un întreg. Da? Și am dat-o în două. Și vreau să mă refer. Am o jumătate de cretă. Și pentru asta am folosit simbolul 1. Am avut o cretă întreagă, am avut pe unul în început, da? Deci l-am avut pe unul și l-am dat în două. L-am împărțit în două și în loc de împărțit, pune linia asta. Adică l-am rupt așa, a rupt. Pe. Da? Deci l-am rupt creta asta în două. Prin simbolul ăsta am reprezentat jumătate de cretă. Jumătate de măr. Jumătate de kilogram de zahăr. Jumătate de kilogram de... Din orice unitate de măsură întreagă, prin 1 pe 2, am reprezentat asta. Adică o bucată din două. Deci una din cele două jumătăți este reprezentată prin simbolul 1 pe 2. Deci ăsta de sus se va numi numărător. Scrie acum și... Numărător. Iar ăsta de jos se va numi numitor. Deci numărător. Și numitor. Deci, numitorul ne indică în câte părți se împarte întregul. Corect. Da? Scrie dreptul său. Ne indică, deci, numitorul ne indică în câte părți se împarte întreg. Da? Numărătorul, numitorul ne indică în câte părți se împarte întreg. Iar numărătorul ne indică câte părți luăm din întreg. Din întreg. Deci numărătorul ne indică câte părți
luăm din... Întreg. Din întreg. Ia să vedem... Concret. Întreg, domn profesor. Ce înțelegem noi prin 3 supra 7? 3 supra 7. Care este numărătorul, Daria? De la fracția asta, 3 pe 7. Care? 3, sigur, ăla de sus. Și numitorul pe ăsta de jos. 7. Da, 7. Deci ăsta de jos ce ne indică? Acela de jos? Uite că scrie pe tablă, în câte părți se împarte întregul? Da. În câte părți se împarte întregul? Ăsta de jos. Ăsta de jos. Dacă reprezentăm întregul prin segmentul ăsta, Daria. Da. Deci dacă reprezentăm întregul prin segmentul ăsta, deci, dacă îl reprezentăm așa, trebuie să mă interesez, după felul în care numitorul îmi spune, să-l împart în câte? În 7 părți. Corect, ăla e în întreg și acum... Deci, împart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L-am împărțit în 7 părți egale. Da. Te aștept și pe tine să faci asta. Deci, e 7 pătrățele și du-te pe fiecare. Așa. Cel mai bine. Să fie mai ușor. Deci pe pătrățică îți iei unitatea de măsură să fie împărțit exact. Și exact. Exact. Da? 7 lua, da? Da. Întregul a fost împărțit în 7. Și noi luăm 3 din ele. Adică numărătorul ne indică câte părți luăm din, din întreg. Adică asta 3. Înseamnă 3 pe 7. Da? Da? Uite, 3 pe 7 înseamnă din toate cele 7 numai 3 am luat. Deci 3 șeptimi înseamnă exact segmentul de aici, mărimea asta, 3 șeptimi. Dacă nu înțelegi ceva, întreb, da? Sigur că da, asta trebuie să faci. Obligatoriu, pentru că, Daria, mă ajuți foarte tare. Deci tu, dacă ești foarte atent acum și conectată la ce facem noi, facem un lucru spectaculos. Lecția asta se predă în 1001 de variante de către învățători, așa cum gândesc ei, la nivelul la care gândesc ca informații. Acum noi le transmitem un mod de a preda diferit decât au făcut-o până acum. Da? Lecția o punem pe internet. Bun. Deci 3 șeptimi, am înțeles. Orice fracție are, e compusă din două părți. Numărător, el de sus numărător și el de jos numitor. Da. Numărător și numitor. Numitorul îmi indică în câte părți împart întregul, iar numărătorul spune din aceste părți făcute de tine, câte am luat. Da? Deci numărătorul indică din părțile care le-ai organizat tu, din împărțirea care ai făcut-o, câte luăm. Uite dacă scriu așa. 3 pe 4. Ce înțelegi? 3 pe 4 dintr-un număr. Înseamnă am un număr aici că ar fi fost interesant. Întregul. În 4. L-am împărțit în 4. Da. Și luăm? Și luăm 3. 3 părți din 4. Da. Adică, mai clar, dacă ne gândim la un măr, îl dăm în 4, în 2 odată și iar în 2. Și 3 l-am luat. Și 3 l-am luat și urmă să luăm o pătrimi. O pătrimi ce? Un sfert, nu? Da. Deci o pătrimi a rămas, un sfert a rămas. Deci, iată, să fac pe segment, că asta, cu asta sunt pregătit eu astăzi. Da? Dau în 2 și încă o dată în 2 pe fiecare. Da. Da? Așa. Și acum 3 pătrimi din el. Deci 3 pătrimi. Uite că 3 din 4. 3 din cele 4 le-am luat. Cât a mai rămas? Ne-a mai rămas un sfert. 1 pe 4, nu? O pătrimi. 1 pe 4, adică o pătrime. Tot una din 4. Da, trebuie să le marcăm acest, să punctăm când a rămas. Nu a rămas 1. O pătrime din ce a fost din 3. Că 3 l-am luat eu. Da. Adică, eu uite ce chestie îmi dezvoltă. 3 pătrimi. Plus o pătrime, cât fac? 3 pătrimi? 3 pătrimi și cu o pătrimă, cât fac? 4, tot întregul. 4 pe? 8. Pe 4, mama, că nu se adună și... Nu trebuie să spun așa, lasă-mă un pic. Deci, Daria, 3 pătrimi, ăsta 3, și cu asta, câte pătrimi avem acum, în total, când le-am luat? Avem 4 pătrimi. Câte 4 pătrimi. 4 pătrimi. 4 pătrimi înseamnă 4 împărțit la 4. Și 4 împărțit la 4 face 1. Adică 1 între 3. Uite cât de tare este chestia asta. Spectaculos de tare. Adică ce am descoperit acum?
că 4 pătrimi, 5 cimi, de eu pot să spun că și 5 pe 5, tot atât de clar este. Tot unul este. 5 împărțit la 5? Că 5 împărțit la 5 face 1. 2 împărțit la 2, tot 1. Egal cu 2 împărțit la 2. Egal cu 3 împărțit la 3. Da. Da? Egal cu 79 împărțit la 79. Deci ne-ai mai pomenit. Deci sunt și fracții de aceștia în care numărător egal cu numitorul. Da? În acestea care numărător egal cu numitorul se cheamă fracții echiunitare. Deci, hai să zicem așa. Scrie și tu, mami. Fracții. Deci, 5 pe 5. 5 pe 5. 3 pe 3. Uite cum scrie domnul profesor. 4 pe 4. Sunt fracții echiunitare. Echiunitare. Da? A fracție echiunitare. A căror valoare echiunitare și în paranteză. Numărătorul este egal cu numitorul. Numărătorul este egal cu numitorul. Deci fracțiile în care numărătorul este egal cu numitorul, aceste fracții se numesc fracții echiunitare. Echiunitare. Și ce îmi place mie acum, că am descoperit un lucru pe care vreau să-l remarcăm, Daria. Deci iată, cu fracțiile astea, deci am introdus noțiunea de fracții. Am înțeles că înseamnă numărător pe numitor. Să pot face operații. Iată cum e operația de adunare aici. Cum se adună? Cum știa că 3 și cu 4, 3 plus 4 egal cu 7, făcut în clasa 1, cu fracțiile astea putem opera. Putem face operații. Putem face adunarea. Scădere. Putem face scăderea. Înmulțire. Părțire. Iată ce orizont ni se deschide acum în fața ochilor noștri, un orizont spectaculos de frumos, acela de a face operații cu fracții chiar. Deci, intrăm ușor, ușor într-un domeniu minunat. Minunat. Așa încât... Dar 1 pe 2 plus 1 pe 2, domn profesor, care înseamnă ce, Daria? Jumătate plus jumătate? 1 pe 2? 1 pe 2. 1 din 2, ce înseamnă? 1 din 2. Adică dacă am împărțit un măr în două, creta în două, ce-am făcut? Am dat o jumătate. O jumătate. Așa, deci 1 pe 2 nu înseamnă un sfert. Înseamnă o jumătate. O jumătate. Și o jumătate plus o jumătate, asta... Cât ar face oare? Cât face oare? Întreg. Un întreg. Și cum îl scriem? Ia uite acolo, ca și fracție. Uite cum a spus domnul profesor plusul, da. În dreptul linii de fracție. Exact așa. Deci o doimi plus o doimi. Deci, uite cât ar fi de urât. 1 pe 2 plus 1 pe 2. Se mai înțelege. Nu știu cui se adresează. Nu, dar de ce trebuie să fie fix lângă mine? Adică pentru că și ca ochi, pentru ochi contează. Și egal, și uite cum îl pune domnul profesor, ia să vezi. Copiii care nu înțeleg chestia asta de la început să o facă, nu pun mare preț pe asta și zice, a, ales că pe acolo, sunt n-are pierdut, importanță. Sunt pierduți, nu înțeleg. Aia. Sunt pierduți, nu înțeleg. Extraordinar. Și tot timpul vor face așa. Exact. Dacă acum nu se insistă pentru a spune plusul ăsta chiar în prelungirea liniilor respective... Da, și egalul cum îl pune domnul profesor, ca să înțelege, foarte important. Ia să fie atentă cum îl pune. Deci, după ce am scris așa un pe doi, egal... Uite egal. Între, exact, uite. Asta se rămâne la mijloc. Da? 1 pe 2 plus 1 pe 2 e de dat mă învață și aș vrea să învețe corect. Sigur că da. Este important. Da. Toate acestea acum sunt lucruri pe care le transmitem tuturor pentru că se înregistrează, da? 1 pe 2 plus 1 pe 2, egal Daria. Cu 2 pe 2. Egal 2 cu 3 pe 2, ai spus foarte bine, că întregul acela. Două doimi de astea. Adică două doimi și două doimi, este... 2 la 2 egal cu? 1 întregul acela. Mărul ăla care l-am împărțit în două. Deci după ce l-am tăiat în două, aveam în stânga o jumătate, în dreapta o jumătate și mi-am lipit. Mi-am pus la un loc. S-a făcut mărul ca înainte. Deci este extraordinar de frumos. Uite, dar aș mai insistăm un pic. Da. Egal mai departe, 2 pe 2 ăsta, care înseamnă 1 plus 1, totul pe 2. Corect. Pe 2 de sus l-am scris ca 1 plus 1. Da, vezi că numitorul nu se adună. Mai numărătorul se adună. Deci pe 2 de la numărător l-am scris ca 1 plus 1.
Da. Dar ce faci cu domnul Pictă, mama? Așa. Și acum am transmis legea. Ia să scrim așa. 1 pe 2 plus 1 pe 2 este egal cu 1 plus 1 totul pe 2. Foarte tare, foarte tare chestia asta. Am înțeles ce ușor se face adunarea. Deci, când se adună și avem baftă să fie același numitor, uite, același numitor, adică la fel, să fie amândouă. O să-i adun. Atunci numai numărători adună. Ăsta și cu ăsta și îi dă. 1 plus 1, 2 pe 2, nu? Și va face 1, nu? 2 pe 3 plus 1 pe 3, atunci, domn profesor? Ia să vedem cât face. 2 pe 2 3? Pe 3 da, plus 1, 1 pe 3. 3. Cât face? Cât da. Face? 3 pe 3. Cât? 3 pe 3. 3 pe 3, adică tot în întreg. Da, da deci, deci face 2 plus 1, mai te-ai prins de poantă. 2 plus 1 totul pe 3 și este egal cu 3 pe 3. Și egal cu 1. Tot 1. Ia să vedem, Daria, cât face 2 pe 5 plus 3 pe 5. 2 pe 5 plus 3 pe 5. 5. Plus 3 pe 5. 2 pe 5 plus 3 pe 5. 5 pe 5. 5 face 5 pe 5. Adică 2 plus 3, 3 se le spune așa, și așa să scrii și tu, Daria. 2 plus 3 pe 5. Face 2 plus 3. Totul pe 5. Se le spune de și prietenilor noștri. Tu, da? Că așa se face. Da. Și tu ai de-ai spus deodată rezultatul 5 pe 5. Dar să știi și de unde vine chestia asta. Da? Și egal cu 5 pe 5 și egal cu 1, domn profesor. Da. Și egal cu 5 supra 5. Care e fracție echivalentară, numărător egal cu numitor, adică 5 împărțit la 5 face 1. 1. Păi, de meni, ce fain. Ia să mai facem. Cât crezi că face, Daria, 3 șeptimi. Adică 3 pe 7, da. 3 șeptimi, da? Da. Plus 2 șeptimi. 3 șeptimi plus 2 șeptimi. 15 pe 7. 15 pe 7, da, perfect. 3 plus 2 pe 7. 3 plus 2 face 3 plus 2. Totul supra 7. 3 plus 2 totul supra 7. Și face 5 șeptimi. Mai este asta echivalentară? Mai dă la împărțire 1? Nu. Nu mai dă. Hai să figurăm. Apropo că mă îmi place foarte tare partea asta de nu figurativă, că multe probleme tu ai zis. Hai să încercăm metodă figurativă. Hai să facem noi 3 șeptimi, adică un întreg să-l împărțim în 7. Dar îl împărțim în 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, da, uișit, uișit. Așa. Ei bine, și să luăm 3 șeptimi, uite, 3 șeptimi, 1, 2, 3, asta este 3 șeptimi. Da? 3 șeptimi. Adică așa. Una, două, trei cu albastru albat. 3 șeptimi ăsta. La care să mai adăugăm? La 3 șeptimi. Stai și tu culoare, Maria. La 3 șeptimi să mai adăugăm încă 2 șeptimi. Deci mai punem dedesubt. Hai. 2 șeptimi. Da? Încă 2 șeptimi. Fă și tu așa, fain. 2 pe 7. Care fac 5 pe 7, că ați socotit. Așa, fac 5 și pe 7. Și cât au mai rămas, domn profesor, neluate? Uite, acum vedem. Dar ia să vedem dacă ne zice. Câte au rămas neluate, Daria? Deci, în total... Două din șapte. Din șapte. Dar două șeptimi, nu mă spune. Deci ce a rămas aici, Daria? Două șeptimi. E restul până la întreg. Corect. Da? Restul de până la întreg. Ce a mai rămas neluat de noi. Iată cât de clar este. Deci 3 șeptimi și cu 2 șeptimi fac 5 șeptimi. Da? 5 șeptimi. Și acum face și scăderea, domn profesor, din 7 șeptimi minus 5 șeptimi. Asta este. 2 șeptimi. Asta este. Aici am vrut să ajung. Deci din 7 șeptimi, tot întregul, 7 șeptimi. Scădem pe cele 5 șeptimi, că le-am aflat noi la și am înțeles că face 2 șeptimi. Așa am văzut. 7, da, am văzut. Așa am văzut. Că din tot, dacă scădem pe 5 șeptimi, rămas 2 șeptimi.
Fai de mine! Dar asta înseamnă că pe 2 ăsta îl pot să scriu așa. 7 minus 5. Pe 7. Totul pe 7. Corect. Deci pe 2 ăsta îl scriu 7 minus 5. Ia uite de pe 7. Se uite. Vede. Deci din 7 șeptimi scădem 5 șeptimi, ne-au rămas 2 șeptimi. Dar pe 2 ăsta eu pot scriu că ar fi în 7 minus 5. 7 minus 5 face 2. Adică a scăzut... Da? Și acum, hai să scriu rezultatul ăsta. Ăsta egal cu ăsta. Deci 7 pe 7. Dar de ce scrii, domnul profesor, 7 pe 7, Dariu? 5 pe 7. De ce am zis 7 pe 7? E tot întregul. Întregul a fost împărțit în 7? Și noi am luat pe toate 7. Pe 7, tot, din toate cele 7 părți din întreg, 7 împărțit la 7 înseamnă 1, din toate cele 7 părți am scăzut cele 5 părți pe care le-am luat, și ne-au rămas cele două părți pe care le-ai gândit în metoda figurativă. Acum, vedem foarte clar că scriu așa, 7 minus 5, totul pe 2. Le schimbăm ca ordine aici. Da? Daria, păi asta îmi spune mie un lucru minunat. Și la scădere, și la scădere, se întâmplă la fel. Da? Punem numitorul rămâne același și scădem. 7 minus 5. Dacă ar fi fost adunare, am adunat. 5, 3 plus 2. Corect. Deci când e adunare și la scădere, știu să fac. Spune-mi acum. Ce bine îmi pare. Așa scrie. Ce bine îmi pare. Am aflat cum se adună. Ce bine îmi pare, da? Ce bine îmi pare. Am aflat cum se adună sau se scad, adună, în paranteză, scad. Am aflat cum se adună timpul sau se scad. 57. Da? Acum o să spun. Cum se adună sau se scad? Două fracții care au același numitor. Și subliniem, am aflat cum se adună sau se scad. Două fracții care au același numitor. Deci am aflat cum se adună sau se scad două fracții care au același numitor. Ei, Daria, nici nu știi cât de multă bucurie am produs acum tuturor elevilor care au descoperit acest lucru. Da.